Vă invit să vă ridicați și haideți să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 119. Voi citi versetele 59 și 60. Psalmul 119, versetele 59 și 60. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest nou privilegiu pe care El ni l-a pus la dispoziție, să fim împreună aici, în casa Domnului și să ne zidim sufletește prin rugăciune, prin cântare, prin cuvântul Scripturii. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vineri seara am avut o frumoasă părtășie cu cei care au fost prezenți aici în casa Domnului și atunci am vorbit despre câteva atitudini necesare în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Din cuvântarea pe care a ținut-o Mântuitorul în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, și am văzut cât de important este să avem o privire înțeleaptă, să vă ridicați capetele și să priviți în sus. Am văzut de asemenea cât de important este să avem o viață disciplinată, atât la nivel de trup, cât și la nivel de suflet, ni se cere disciplină, autocontrol. Și am mai văzut ce mult contează să avem o veghere permanentă, nu ocazională, nu de la o duminică la alta, ci o veghere constantă, permanentă, pentru că atunci când va veni Domnul, să stăm în picioare la venirea Lui, să nu ne prăbușim, să nu fim disperați, îngroziți, așa cum vor fi oamenii care nu au mântuirea, ci să stăm cu demnitate, cu bucurie, pentru copiii lui Dumnezeu atunci va fi o atmosferă de sărbătoare. Pentru dimineața aceasta m-am gândit să vă împărtășesc câteva gânduri pe care le-am intitulat așa: Urgențe pe traiectoria vieții. Vedeți că psalmistul a luat câteva decizii în ce privea viața lui personală și în versetul 59 spunea: mă gândesc la căile mele. E atât de necesar pentru fiecare dintre noi să ne oprim din când în când și să ne gândim la căile noastre. Cum sunt aceste căi? Încotro ne îndreptăm? Ce-i cu viața noastră? Ce ne așteaptă la destinație? Dar psalmistul nu a rămas așa doar la o atitudine filozofică sau contemplativă, doar la nivelul acesta de a se gândi. Din nefericire, mulți rămân doar aici. Vin la casa Domnului, se gândesc, dar nu se schimbă nimic în viața lor. El merge mai departe și spune: și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Adică din momentul din care am reflectat, m-am gândit la căile mele, îmi dau seama că trebuie să mai fac ceva, să-mi îndrept picioarele în direcția voii lui Dumnezeu, a învățăturilor lui Dumnezeu. Și apoi se mai gândește el și mai ia o decizie: îți îndrepți picioarele, adică te-ai hotărât să mergi pe calea lui Dumnezeu, dar cum vei merge? S-ar putea să mergi foarte greu, așa tărăgănându-ne picioarele, alene, cum zicem noi, sau să procedăm așa cum a procedat el: mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Odată ce mi-am stabilit traseul, odată ce mi-am stabilit direcția înspre care mă îndrept, mă grăbesc să merg în direcția respectivă. Atât de intensă era această grabă, încât dacă aruncăm o privire tot aici, în Psalmul 119, la versetul 32, spune: alerg pe calea poruncilor tale. Una este de-abia să vii la casa Domnului, fiindcă insistă alții, de-abia să faci o slujire pentru Domnul, și cu totul altceva este să te grăbești, să alergi,
E vorba aici de un entuziasm, de o bucurie, de o râvnă de a face voia lui Dumnezeu. Această afirmație a psalmistului, mă grăbesc, e o afirmație reprezentativă și pentru viața noastră. Mă grăbesc înseamnă că sunt anumite urgențe, sunt anumite aspecte sau domenii în viața noastră în care trebuie neapărat să ne grăbim. Nu în toate, și aș începe prin a spune că nu întotdeauna graba este bună. Avem noi românii o zicală prin care spunem graba strică treaba și de multe ori așa este. Deci nu chiar în orice latură a vieții e bine să ne grăbim. Chiar și Solomon spune la un moment dat, vă reamintesc această afirmație pe care o face în Eclesiastul 5:2, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite. Deci în domeniul vorbirii nu te grăbi, că de multe ori dăm drumul la gură fără cenzură. Întâi vorbim și apoi gândim. În mod normal, întâi trebuie să gândim, să ne calculăm cuvintele, să fim responsabili cu privire la efectul acestor cuvinte și apoi să vorbim cu înțelepciune. Tot Solomon mai spune aici în capitolul 7 cu versetul 9, nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Și la capitolul acesta de multe ori ne enervăm. Ne mâniem foarte ușor, suntem irascibili, cu cât euul este mai mare, cu atât suntem și noi mai sensibili, mai supărăcioși. Ne supărăm câteodată din lucruri foarte minore, foarte nesemnificative și atunci ne mâniem, mai și ținem mânia în sufletul nostru și Solomon spune, nu te grăbi să te mânii, îți vine să te enervezi, mai numără până la 10 sau dacă e necesar mai mult, că știi mai multe cifre, îți vine să te enervezi, poate în familie mai ești un picuț pe afară, așa în aerul rece că-ți mai revii. Sunt atâtea și atâtea modalități de a ne liniști, de a ne calma și dincolo de modalitățile astea omenești, noi avem cuvântul lui Dumnezeu care liniștește inima noastră. Și aș mai adăuga încă o afirmație de a lui Solomon, Proverbe capitolul 25 cu versetul 8. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproape lui tău. Prilejurile de ceartă vin. Asta e realitatea, e ceva inevitabil. Poate la locul de muncă, poate pe acasă în familie, poate câteodată și aici în adunare, fiindcă suntem oameni, suntem diferiți, avem temperamente diferite, avem puncte de vedere diferite, perspective diferite cu privire la înțelegerea anumitor lucruri. Și atunci prilejul de ceartă vine, dar Biblia spune nu te grăbi să te iei la ceartă. E simplu, e la îndemâna oricui să se pornească la ceartă, dar conflictul escaladează, ajungem să ne adresăm tot felul de cuvinte pe care nu le mai putem retrage, le regretăm, dar ele au rămas, s-au dus, au lovit în persoana cealaltă. De aceea, totdeauna vom fi mulțumiți și bucuroși când nu ne-am grăbit să ne luăm la ceartă, când am mai răbdat, chiar și dacă ai fost nedreptățit, dar ai răbdat, ai trecut peste și după aia te feliciți în mintea ta și spui, ce bine că nu m-am luat la ceartă, că putea să iasă un scandal, ce bine că am mai așteptat o vreme. Puterea asta de a aștepta vine, să știți, din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și am putea continua cu lista aceasta, în care în diferite instanțe obișnuite ale vieții nu este recomandat să ne grăbim. Nici în trafic, dacă ar fi să aducem așa problema în aspectele acestea practice, când ești cu mașina, nu e bine să te grăbești. Câteodată ne simțim noi, mai ales noi bărbați, așa vitezomani, ne mai prinde și ispita să intrăm în concurență cu mașina de alături, că e de altă marcă și trebuie să arătăm că totuși marca noastră are supremația și ne grăbim. Și atunci, ați văzut, facem accidente și iarăși ne supărăm în trafic. Și există acea șicanare, așa se numește în trafic, a oamenilor care se grăbesc. Multe, foarte multe accidente sunt din cauza asta, din cauza grabei. Cred că și la locul de muncă nu e recomandat în general să te grăbești. Poate că mai sunt excepții, dar în general
trebuie să fii foarte atent și majoritatea angajatorilor știți cum sunt. Ei vor să faci ceva de calitate și foarte greu să faci și repede și de calitate. Poate că mai sunt unii, nu neg realitatea asta, care reușesc combinația asta, să fie și oameni foarte rapizi și să aibă și calitate. Ale le consideră excepții. De obicei, dacă te grăbești, nu iese calitate. Spargi obiectele, trântești pe jos, n-ai reparat bine ceea ce ai intenționat să repari. Și se întâmplă tot felul de lucruri de genul acesta. Deci, în viață, de foarte multe ori, e bine să nu te grăbești. Dar, iată că în dimineața aceasta, noi privim lucrurile dintr-un alt unghi. Privim lucrurile prin lentila acestui cuvânt pe care împăratul David, psalmistul, ne-l pune în față și spune: în anumite zone, în anumite domenii, mă grăbesc și nu preget. Nu preget înseamnă nu ezit, nu întârzi, nu preget să păzesc poruncile tale. Unde să ne grăbim? Unde este bună graba? Unde graba nu strică treaba? În primul rând, aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne cheamă să ne grăbim să venim la odihna lui Hristos. Hai să ne aducem aminte de această afirmație pe care o găsim în Epistola către Evrei, în capitolul 4 cu versetul 11. Să ne grăbim, dar, iată, de data aceasta trebuie să ne grăbim, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Despre ce odihnă-i vorba? Dacă ne uităm în context, un pic mai sus, după ce derulează într-o sinteză istoria poporului Israel, autorul Epistolei către Evrei zice în versetul 9: rămâne dar o odihnă ca cea de sabat, asemănătoare cu cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Deci, atenție, nu zice rămâne dar odihna sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. O privire simplă asupra acestui verset ne limpezește. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat, asemănătoare, adică sabatul devine o reprezentare grafică, o tipologie, o preînchipuire a odihnei pe care ne-a dus-o Hristos, pentru că Hristos e mai mare decât sabatul. Și continuă versetul 10, fiindcă cine intră în odihna lui, adică a lui Hristos, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta a Lui, a Lui Hristos. Adăugăm la versetele acestea, versetele din Matei, capitolul 11, 28 și 29, pe care noi le cunoaștem foarte bine, când Mântuitorul spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și când continuă în versetul următor, spune: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dacă vrei să te angajezi undeva la un loc de muncă, depui un CV. Și aceste CV-uri trebuie să scoată în evidență că ești un om energic, că ești un om cu abilități profesionale, că ești o persoană harnică, ești o persoană cu experiență în domeniul respectiv, cumva trebuie să-ți impresionezi angajatorul. Dar Domnul Iisus îi cheamă pe cei mai obosiți, pe cei mai trudiți. Spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și adevărul este că oamenii sunt trudiți și împovărați din cauza păcatului, din cauza stresului, din cauza îngrijorărilor. Sunt așa de multe poverile care ne obosesc psihic, ne obosesc emoțional, obosesc sufletele noastre. Unde să găsești remediu? Am văzut oameni care și-au cumpărat cele mai scumpe saltele, de peste 3.000 de euro o saltea, dar n-au somn, n-au odihnă, se învârt pe o parte și pe alta. Sunt oameni care plătesc cele mai scumpe concedii de odihnă, așa se numesc ele, așa sunt concepute, să fie concedii de odihnă, dar vin de acolo mai obosiți, mai împovărați, poate au mai făcut și alte păcate pe acolo. Familia, prin destinația ei, prin definiția pe care i-a dat-o Dumnezeu și pe care o găsim în Scriptură, trebuie să fie un loc de odihnă. Așa găsim definiția asta atunci când Naomi vorbește cu Rut și zice: aș vrea să găsești odihnă
în casa unui bărbat, să ai un loc de odihnă, adică să ai familia ta. Familia ar trebui să fie un loc de odihnă, că vii zbuciumat de la serviciu, de la alergătură, dintr-o parte în alta și acolo să fie cuibușorul de odihnă. Câteodată și în familie sunt așa de multe probleme, așa de multe tensiuni și dialoguri din astea acide, dure, încât te obosești poate că mai tare. Unde să găsești odihnă pentru suflet? Și iată, Mântuitorul vine cu soluția. Veniți la mine, la El. Numai El poate să dea această odihnă pentru suflet. Oamenii caută felurite remedii, caută pastile, caută, știu eu, niște ședințe de terapie, te miri pe unde, caută, poate așa, niște grupări cu care să mai converseze, să socializeze în speranța că vor uita de problemele pe care le au. Sunt multe metode umane, dar numai Hristos poate să dea această odihnă. Dar acum mă întorc la cuvântul din Evrei. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Este o urgență pe traiectoria vieții. Este o urgență pentru cei care încă n-au venit la Hristos, să nu amâne pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Dar, frați și surori, vreau să vă spun astăzi că și noi trebuie să mai revenim la odihna lui Hristos. Noi am venit cândva la Domnul, ne-am întors la Domnul, dar poate pe traseul acesta complex al vieții ți-ai pierdut odihna sufletească din vari motive. Cine știe ce s-a întâmplat în viața ta? Poate a intrat un păcat, poate că o adicție, poate un viciu, poate o problemă cu cineva, un lucru care te-a tulburat, care ți-a produs tulburare. Și atunci ce să facem? Să continuăm pe traiectoria vieții cu amărăciunea, cu povara aceasta sufletească? Nu! Biblia vine cu soluția să ne grăbim și în cazul nostru putem parafraza să revenim la odihna lui Hristos, în eventualitatea că s-a întâmplat accidentul acesta spiritual prin care noi am pierdut odihna lui Hristos. Cu cât zăbovim într-un păcat, într-o atitudine necorespunzătoare, cu atât inima noastră se împietrește mai tare. De aceea, aici în contextul mai larg din Evrei, capitolele 3 și 4, autorul spune, luați seama dar fraților, versetul 12, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. E adevărat că noi venim cu versetul ăsta repede și îl punem în fața prietenilor și le spunem astăzi. Și e bun lucrul ăsta, să îi chemăm să vină de grabă la Hristos. Dar aici zice, luați seama, dar fraților, ni se adresează și nouă, că și în viața noastră, intră probleme care ne iau odihna, insomnii, necazuri, resentimente care pun stăpânire pe noi și cu cât zăbovim în zona aceasta, există riscul obișnuinței, ne cam obișnuim cu situația. Există riscul împietririi de inimă, niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și dacă inima se împietrește, omul își pierde receptivitatea. Poți să-i predici Evanghelia, poți să vii cu cântările cele mai frumoase, așa cum am auzit, azi niște cântări deosebit de duioase, frumoase, care ar trebui să ne meargă la inimă. Dar cine a ajuns cu inima împietrită, fiindcă nu și-a rezolvat problemele, nu îl mai impresionează nimic. Zice, am mai auzit din astea, am mai văzut programe din astea. Dar uite ce zice Evanghelia, știu. Da, Domnul Iisus, știu. E omul știe tot. E omul căruia nu mai ai ce să-i spui, el nu se lasă corectat, nu se lasă îndreptat. E omul așa care se închide cumva în carapacea lui, inima este împietrită, s-a obișnuit cu situația. Și, dragii mei, trista realitate este că astfel de oameni, dacă nu-și despietresc inima, că butonul este la ei, riscă să piardă împărăția lui Dumnezeu cu toată cunoștința biblică sau religioasă pe care au avut-o. Iată de ce noi vorbim de o urgență. Să ne grăbim, dar cine? Toți care suntem astăzi prezenți aici. Cuvântul nu e focalizat doar spre un segment de oameni, e și pentru mine, este pentru fiecare dintre noi să ne grăbim să venim sau să revenim la odihna pe care poate și vrea să ne-o dea Hristos. Slăvit să fie Domnul!
În al doilea rând, o altă urgență pe traiectoria vieții, să ne grăbim la împăcare cu semenii noștri. Vă amintesc aici cuvântul pe care îl rostește Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 25. Caută de te împacă când? La anul? Peste 2 ani? Nu. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. Dar despre ce era vorba? Și Domnul explică aici. Dacă ai ajuns la altar, de la versetul 23, și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Ascultătorii Domnului de atunci încă erau sub incidența legii Vechiului Testament. La ei, când se vorbește de altar, efectiv era altarul de bronz, de aramă, pe care se aduceau jertfe. Deci omul venea cu vita, cum era atunci, în vechime, și se apropia de altar unde preoții slujeau și jertfeau vita și făceau tot ce era necesar acolo. Dar câteodată omul își aduce aminte, eu am o problemă, eu vin cu jertfa aceasta înaintea lui Dumnezeu, dar eu l-am jignit pe fratele meu, dar eu m-am certat cu mama sau cu tata sau cu fratele meu de trup sau cu sora mea de trup sau cu rudele mele, eu nu sunt bine. Și atunci exista această soluționare. Lega vita cu o funie, o lăsa acolo, zicea, nu, încă n-aduc jertfa, nu sunt pregătit. Se întorcea, căuta omul cu care era în litigiu, cu care era în situația aceasta conflictuală, își cerea iertare, se împăca și apoi se întorcea și își aducea darul, jertfa, care de aici mai departe, bineînțeles, că era primită înaintea lui Dumnezeu. Acum, noi nu mai avem daruri de felul ăsta, ca în Vechiul Testament. Pentru noi, altarul, am putea spune, e biserica, e sanctuarul, așa, metaforic vorbind, al lui Dumnezeu. Dar când vii înaintea lui Dumnezeu cu jertfa ta, poate să fie rugăciunea la noi, poate să fie cântarea, poate să fie îndemnul, poate să fie predicarea Evangheliei. Noi venim cu jertfe duhovnicești, spune Scriptura, dar îți aduce aminte, fiindcă aici ne cercetează Dumnezeu. Puteai să-ți aduci aminte și acasă, dar uneori, vedeți, aici e o cercetare suplimentară pe care o face Duhul lui Dumnezeu prin intermediul la ce? Prin intermediul vaselor de lucru, prin intermediul fraților care dau îndemnuri. Deci este o cercetare mai mare decât acasă. Asta e realitate. De asta venim la biserică. E cercetarea din cadrul părtășiei unde Domnul ni se descoperă. Și îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Și aici avem cu o precizare. Nu orice are fratele împotriva mea neapărat ar trebui să mă deranjeze. Adică dacă fratele are ceva împotriva mea că îi se năzare lui, e problema lui. Dacă are ceva împotriva mea fiindcă eu poate mi-am pus cravata și lui nu-i place, aia e problema lui. Dacă are ceva împotriva mea că nu-i place cămașa mea, costumul meu, cum arăt eu, mașina care am lăsat-o în parcare când a văzut-o s-a dezumflat, are ceva împotriva mea din motive subiective, neîntemeiate, frați și surori, aia e problema lui. El trebuie să se pocăiască sau ea, după caz. Pentru că dați-mi voie să vă spun, mulți au tot timpul ceva împotriva, a păstorilor nu mai vorbesc, frații ar trebui să nu mai slujească niciodată. Că totdeauna este cineva care are ceva împotriva lor, dar pe motive neîntemeiate. Dacă motivele sunt neîntemeiate, nu te lăsa afectat, slujește, stai înaintea lui Dumnezeu, ți-ai analizat cugetul, slujești cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, dar aici e vorba dacă fratele tău are ceva împotriva ta din motive întemeiate, adică eu l-am jignit pe fratele meu, eu l-am supărat, el are ceva împotriva mea pentru că eu i-am cauzat, i-am determinat această reacție, cumva sunt responsabil pe ceea ce s-a întâmplat și atunci, da, e o altă situație atunci, du-te întâi și împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Atunci nu fi nepăsător. Nu fi, lasă că ea trece lui supărarea. E, dar ce, e prima dată când l-am jignit. Cred că mă gândesc că deja s-o fi și obișnuit. Ne facem noi scuzele noastre. Du-te, dar neapărat acum, de ce așa de repede? Lasă că mă mai întâlnesc eu cu el, viața. Ne mai creează ocazii când ne mai întâlnim. Și du-te de grabă și împacă-te cu părâșul tău, adică cu fratele tău. Poate să fie tata, socru, mama, soacra, fratele, sora, fratele de credință, sora de credință. Nu știu cine ar putea să fie persoana căreia i-am cauzat o durere, o problemă și rezultatul e că are ceva împotriva mea.
dar imperativul, cerința lui Dumnezeu este: du-te de grabă, grăbește-te să te împaci cu fratele tău. Altfel viața noastră creștină e fariseică. Altfel, de aici spunem: Doamne, te iubim, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, cităm Psalmul 18. Și glasul lui Ioan din epistolă se aude și spune: cine zice iubesc pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său, este un mincinos. Și Domnul zice: cum adică zici tu că îl iubești pe Dumnezeu, dar tu nu îl iubești pe fratele tău pe care îl vezi, pe sora ta, tu nu poți să-ți accepți fratele tău, nu poți să ai o vorbă bună pentru el. Iubirea ta pe care o pretinzi față de Dumnezeu înseamnă că este ceva fals. E un sentiment așa religios pe care îl ai, dar care nu se confirmă în realitate. Pentru că atunci când cineva îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat, îi iubește pe frați. Asta, dragii mei, este o ecuație de la care nu există derogare. Când îl iubești pe Dumnezeu și te rogi lui Dumnezeu, n-ai cum să urăști nu numai pe frați, pe nimeni nu poți urâi. Că Dumnezeu e dragoste, natura lui Dumnezeu este în tine, Duhul lui Dumnezeu, prin excelență, rodește dragostea. Prima virtute menționată între cele nouă din roada Duhului este dragostea. Nu poți să excluzi adevărul acesta. Și atunci vorbim de o urgență. Învățăm uneori și de la oameni care nu erau temple ale Duhului Sfânt urgența împăcării. Hai să ne aducem aminte de situația în care Iacov, după o perioadă de 20 de ani în care n-a mai vorbit cu fratele său, cu Esau, a luat inițiativa să se împace cu el. Iacov și-a asumat o lecție pe care noi mereu o recapitulăm, și anume care? Timpul nu rezolvă problema. Timpul doar sedimentează problemele undeva în adâncul ființei noastre, le depozitează la nivel de subconștient, dar scurgerea timpului nu rezolvă problemele, că noi ne gândim, trece timpul, mai dispare ura și disprețul și timpul le rezolvă pe toate. Cu timpul lucrurile se rezolve. Nu se rezolvă. Știți ce se întâmplă cu timpul? Vă amintesc din Luca 16. Zice, cu vremea săracul a murit. Asta se întâmplă. Cu timpul murim. Cu trecerea timpului murim. Și dacă murim fără să fi rezolvat problema, e o întrebare foarte gravă. Mai ajungem noi în împărăția lui Dumnezeu? Și Iacov, după 20 de ani, a zis, nu mai pot, nu mai rezist. Mergea cu turmele, mergea cu familia și acum traiectoria lui trecea prin zona în care locuia fratele său Esau. Putea să evite zona, putea să zică, nu, chiar cu fratele meu nu vreau să am de-a face, las așa că el mă căuta să mă omoare, păi nu intru eu acum chiar în zona lui, nu risc. Dar Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu și când te întâlnești cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă, inițiativa se schimbă, dorința de a face voia lui Dumnezeu devine mai intensă și atunci Iacov face câteva lucruri. A trimis niște soli la fratele său Esau, cu vorbe bune, soli care s-au adresat frumos lui Esau. Uite, vine fratele tău Iacov. Eu nu mă îndoiesc de rolul solilor, că este important și în biserica lui Dumnezeu. Mediatorii, împăciuitorii. Nu la întâmplare Mântuitorul spunea în predica de pe munte, ferice de cei împăciuitori sau făcători de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. E nevoie și în vremea noastră de făcători de pace. Mulți sunt făcători de scandal. Așa, oameni care știu să ducă bârfele dintr-o parte în alta. Ai, zice, o zis ăla despre tine. A, și cum tu îl simpatizezi și mai poți să ai coaliție cu el? A, sunt mulți care aruncă intrigă. Făcătorii de pace sunt oameni rari. Dar aceștia sunt adevărații oameni ai lui Dumnezeu. E nevoie de soli. S-au dus solii cu vorbe bune și au vorbit frumos lui Esau. După care Iacov s-a gândit, ce să mai fac? Vreau neapărat să mă împac cu fratele meu. A început să se roage. Roagă-te! Adică trimite-l pe Dumnezeu înainte să te duci tu să schimbi câteva cuvinte, că Dumnezeu e mai mare. Dumnezeu poate schimba inima, poate schimba atitudinea, poate să despietrească câteodată oameni care sunt împietriți. S-a rugat și a spus, Doamne, știi că mă tem de fratele meu. Știi cum a rămas el cu gândul, cu ideea asta ca să mă ucidă și mă tem de această confruntare față în față cu fratele meu. După ce s-a rugat, te ridici, nu, de la rugăciune, te gândești, ce aș mai putea să fac? Și a pregătit un dar pentru fratele său. Aici în Geneza, capitolul 32, de la versetul 13, zice că a pregătit ca dar pentru fratele său Esau.
Și se deschide o listă, 200 de capre, 20 de țapi, 200 de oi, 20 de berbeci, 30 de cămile. Păi, dragii mei, în vremea aceea știți ce însemna darul ăsta? O mare avere. Dacă ar fi așa să căutăm echivalentul într-o sumă actuală, e ușor peste 100 de mii de euro, ușor. Adică pentru Iacov nu conta prețul pe care trebuie să-l plătească, îl interesa împăcarea, împăcarea cu orice preț. Da, Biblia zice că un dar dat în taină potolește mânia. Pe lângă faptul că te rogi, pe lângă faptul că mai ai și mediatori, folosiți și metoda asta a darurilor. În familie, cel puțin, suntem convinși că funcționează, nu ți-ai supărat soția și acum te duci tu să-i spui multe vorbe bune și cam greu le primește. Așa, într-o oarecare măsură și-a pierdut încrederea în vorbele tale. Vorbea mai auzit, dar vii cu o floare, vii cu un cadou, îi dai cardul, dar nu gol, așa să fie și ceva acolo pe con. Ha, să vezi cum îi revine zâmbetul și așa mai merge, mai putem sta de vorbă. E o realitate. Noi reacționăm la daruri, dar Dumnezeu este Cel care ne-a dat și ne dă atâtea daruri. Știți de ce? Să ne îmbuneze, că suntem tare înrăiți. Când l-a văzut pe Iona că era îmbufnat, zice, a făcut un curcubete să crească din pământ, să-i facă umbră, ca să-i treacă mânia. Precizează Scriptura, ca să-i treacă mânia lui Iona. Dumnezeu procedează ca un tată cu copilul lui, măi, ce să-ți dau ca să-ți treacă supărarea. Da, câteodată, într-adevăr, sunt și oameni care rămân așa fixați, încăpățânați în supărarea lor. Povestea un tată că și-a văzut copilul supărat și a zis, uite, o să-ți iau o mașinuță. Nu. Îți iau niște bomboane, ceva. Nu. Te las să mergi cu colegii tăi undeva, la joacă, la... Nu. Dar ce să-ți dau ca să-ți treacă supărarea? Și băiețelul a spus, nu, eu vreau să fiu supărat. Deci el era hotărât să rămână supărat. Mai avem și oameni care nu reacționează nici la daruri. Și atunci ce mai este de făcut? Și, dragii mei, Iacov pornește, se duce prin credință. Asta înseamnă caută de te împacă de grabă. Nu fă tu prea multe socoteli, dar dacă nu vrea, dacă îmi pune nu știu ce condiții, dacă nu-i place, dacă mă respinge, dacă îmi trântește ușa în față, dacă îmi întoarce spatele, dacă mă umilește, are rost să încerc, merită să mă duc, du-te prin credință. Adică tu fă-ți partea ta, fă-ți partea ta. Tu nu ești responsabil sau responsabilă de ce face celălalt. Dar fă-ți partea ta. Iacov se duce și auziți ce frumos spune Scriptura, Geneza, capitolul 33. Pe măsură ce se apropia de fratele său Esau, el însuși, adică Iacov, a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până s-a apropiat de tot de fratele său. În cultura orientală de atunci, dacă salutai pe cineva, o rudă pe cineva, o plecăciune de complezență era suficientă. Dar el se aruncă de 7 ori cu fața la pământ. Cumva se smerește în fața fratelui său. Vedeți ce om care își dorește cu adevărat împăcarea cu fratele său? Nu e omul care zice, eu să mă plec în fața lui? Nu e nici vorbă, dar eu am demnitatea mea. Eu nu zice care mândria lui, are demnitate. E greu să te pleci, e greu să spui, te rog frumos, iartă-mă. E greu să folosim un vocabular creștin, să folosim cuvinte care să îmbuneze omul, care să dea o stare de spirit corespunzătoare pentru împăcare, nu e greu. Și, dragii mei, este aici un tablou foarte puternic. Știți de ce? Pentru că noi despre Esau știm imaginea de ansamblu că a fost un om firesc. Chiar în epistola către evrei zice să nu fiți ca Esau, un om lumesc care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă de linte. Deci așa, pe ansamblu, Esau n-a fost un om duhovnicesc, a fost un om firesc. Dar omul acesta firesc cumva dă o lecție unora duhovnicești. Pentru că zice așa, Esau ridicând ochii a alergat înaintea lui Iacov. L-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz, l-a sărutat și au plâns împăcarea fraților. Esau cel firesc are puterea să-și ierte fratele, să treacă peste, să zică, fratele meu, nu mai ținem cont de aia, lasă, nu-i nicio problemă. Dumnezeu cumva a avut grijă și de tine, a avut grijă și de mine. Nu mai lăsăm istoria asta deoparte, suntem frați. Esau cel firesc, n-ați văzut cât de multe ori oameni firești ne dau lecții de pocăință? Câteodată ne trag de mânecă și spune, dar tu ești pocăit, tu n-ar trebui să te enervezi așa. Aveam altă părere despre voi, despre pocăiți.
Ei, dar tu ar trebui în situația asta să te rogi, dar văd că ești la fel de disperat ca și mine, când auzi de rachete, de bombe, de astea, nu văd nimic la tine așa că ai avea pace, că... Nu, și tu ești îngrozit ca și mine. N-ați văzut că de multe ori oamenii, lumea acest, oameni tipe sau, vin să ne dea lecții de pocăință și unii sunt mai cinstiți câteodată decât unii de-ai noștri care recidivează și cad în greșeli. Și în civilizația asta germană, dumneavoastră, știți, oameni prin natura lor, nu neapărat pocăiți, sunt mai corecți decât unii pocăiți de-ai noștri. E paradoxal. Mie nu-mi place să spun asta. Aș vrea ca ai noștri să fie cei din tâi în fapte bune, cum zice la un moment dat Apostolul Pavel în Epistola către Tit. Dar nu vedeți că de multe ori oameni tipe sau oameni în lume ăștia vin să ne atragă nouă atenția? Hei, ce-i cu voi? Voi ar trebui să fiți etalonul, reperul, borna kilometrică după care oamenii să se orienteze, să știe că există Dumnezeu. Dar ce-i cu voi? Derapajele noastre, mărturia slabă, împiedică pe unii ca să vină la Dumnezeu. Deci Esau îi acordă iertare, e o scenă de familie, sunt dispuși mai departe să dialogueze, să meargă împreună și atunci, rezumând această întâmplare, spunem: grăbește-te să te împaci cu fratele tău, Doamne ajută-ne! Fie că trebuie să ne cerem iertare, fie că trebuie să acordăm iertare, în ambele sensuri, e cerința lui Dumnezeu pentru noi. Să nu rămânem împietriți la nivelul acesta relațional, că altfel oricât am stat noi cu mâinile pe sus și am strigat: Doamne, sunt al tău, dacă cu fratele meu, pe orizontală, cu frații mei din biserică, eu nu mă împac, o asemenea relație cu Dumnezeu nu funcționează. Un asemenea creștinism nu are valoare sau calitate înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne grăbim în ce privește împăcarea. Și în al treilea și în ultimul rând, o altă urgență pe traiectoria vieții, să ne grăbim la salvarea și ajutorarea altora. Aici vă amintesc de pilda celor poftiți la cină, Luca, în capitolul 14, versetul 21, când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri, atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă, urgență, în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi, șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. E o pildă, dar care reflectă o realitate. Du-te de grabă și cheamă-i la cină, cheamă-i la masa Domnului, cheamă-i la împărăția lui Dumnezeu. Asta este semnificația. Dar e o urgență, dragii mei. E o urgență să vestim Evanghelia. Este o urgență să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Este o urgență să ducem vestea bună, că de multe ori avem și noi inerția noastră, lenea noastră, ca să-i zicem așa, mai pe față. Avem motivele noastre pentru care rămânem foarte introvertiți când e vorba de a transmite Evanghelia. Când vorbim de ale noastre, acolo vorbim și avem subiecte inepuizabile. Dar când e vorba, să zicem, despre Dumnezeu, du-te de grabă! Știți că salvarea oamenilor depinde de multe ori de noi, aș putea așa comparativ să spun, cum s-a întâmplat când evreii erau sub amenințarea lui Haman cu exterminarea. Și Ester a postit împreună cu poporul, a obținut de la împăratul Ahasveros un al doilea decret prin care evreii se puteau apăra, numai că cineva trebuia să ducă scrisorile evreilor răspândiți în Persia de atunci cu cel de-al doilea decret. Alergătorii pe cai s-au dus și zice Biblia, în graba cea mai mare, de graba lor bună, depindea salvarea evreilor. Au ajuns la timp cu scrisorile și evreii s-au putut apăra și au scăpat de mânia lui Haman, știm istoria aia și sărbătoarea care a rezultat în urma acestei biruințe pe care evreii au avut-o din partea lui Dumnezeu. Dar graba alergătorilor a fost decisivă. De graba mea, de graba ta, în lucrul lui Dumnezeu, în vestirea cuvântului, în a ne face partea noastră, depinde salvarea oamenilor nemântuiți sau depinde recuperarea prinșilor noștri de război. Cine se va duce la ei? Hai să vă aduc aminte de situația aceasta când Avram stătea liniștit, era la ușa cortului său, îmi imaginez eu, stătea la umbră, poate bea un ceai, viața decurgea frumos, pace, liniște, avea de toate, bogat. Și deodată vine un rob, transpirat, obosit, murdar, hainele rupte, vine de pe un câmp de luptă. Zice: Avrame, nepotul tău Lot a fost prins
într-o conflagrație, într-un război și a fost luat prizonier, el și familia lui și averile lui, toți. Ce faci când auzi vești despre nepoți, frați, rude, despre ai tăi? Biblia zice, și permiteți-mi să vă citesc Geneza, capitolul 14, cu versetul 14. Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, adică imediat, în mod spontan, cu toată promptitudinea, vreau să înțelegeți această spontaneitate a lui, adică imediat cum a auzit, a înarmat 318 din cei mai viteși slujitori ai lui și s-a dus ca să-l salveze pe Lot. Dar putea să aibă și altă reacție. Putea să zică Avram, bietul Lot, măi, mă umple mila de el, săracul, dar lasă că mă rog pentru el. Doamne, fii cu Lot în lanțurile lui, mângâie-l pe Lot în lanțurile lui, ai grijă de el, Doamne, Tu știi să ai grijă de el. Așa de multe ori îl trimitem noi pe Domnul la spital, îl trimitem la văduvă, la orfan, Doamne, du-te și acolo, mângâie și acolo, rezolvă și acolo. Și Domnul se duce, dar Domnul vrea să meargă, știți cum? Prin noi. Asta e problema. De-aia biserica e comparată cu un trup în Noul Testament. Că noi suntem mădularele, noi suntem picioarele care ne mobilizăm, care ne ducem și slavă Domnului, că acum nu mergem pe jos, avem și cai putere, avem cu ce să ne ducem, avem mașini. Cum a auzit Avram, n-a mai stat pe gânduri. Nu s-a limitat așa doar la o simplă compasiune, așa și să zică, lasă că altă dată. Dar ce e așa urgență cu Lot? E, lasă-l un pic să guste, că nu și-a ales el Sodoma. Ei, vezi? Vezi că ce seamănă omul aia cu lege? Lasă-l un pic să sufere, nu iaua. Asta e pedeapsa lui Dumnezeu, așa de ușor judecăm noi. Lasă-l și mă duc, dar pe o săptămână. După ce mai ia câteva biciuri pe spate, mai așa pe o săptămână, o lună mă voi duce. Nu. Ar fi fost prea târziu. Lot putea muri în intervalul ăla. Câteodată este prea târziu. Cum a auzit? Deci imediat. Nu mai ezită nicio secundă. Totul e în regim de urgență. Cam așa cum a procedat Israelul acum. Și se duce și îl recuperează pe Lot. Prinși de război avem și noi. Altfel de război. Războiul spiritual. Noi despre asta vorbim. Avem tineri, avem familii, în prag de divorț unele familii. Avem tineri care poate nu mai vin la casa Domnului decât să-i judecăm, decât să spunem, a, ce au făcut, ai auzit ce au făcut și cu tare, dar ai auzit că și ăla a căzut. Ăștia sunt prinși de război, ce putem face pentru ei? Asta este o întrebare logică, e o întrebare care scoate în evidență empatia noastră spirituală față de asemenea situații. Facem cât atârnă de noi, nu putem mântui pe nimeni. Hristos îi mântuiește, dar noi vom fi instrumentele folosite de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. Apostolul Pavel zice de nevoile grabnice, adică sunt unele nevoi urgente. Te duci peste o lună, s-ar putea să fie prea târziu. A dus un frate păstor, zice, mai mă duc mâine la spital, știu situația lui, cazul lui, azi mai am problemele mele de rezolvat, m-a chemat într-adevăr, dar mai sunt zile, mă duc mâine. Și a doua zi nu mai era, era la morgă. Poate pacientul respectiv ar fi avut ceva de mărturisit și fratele, om sincer, om al lui Dumnezeu, îi părea rău, zice, de ce nu m-am dus ieri? Cine știe dacă de mărturisirea lui nu depindea salvarea lui? De atâtea ori întârziem, dar ați observat, există o lege, cred că e o lege internațională care se aplică, dacă tu treci pe lângă un accident, un caz grav, acolo niște mașini, oamenii se zbat între viața și moarte și tu treci nepăsător cu mașina, te duci frumușel mai departe, nu, e problema mea, treaba lor, ce știu ce au făcut, intri sub incidența legii. Legea te poate pedepsi pentru că măcar n-ai dat un telefon, nu ești tu medic să acorzi ajutor, nu te pricepi, dar măcar să vezi ce se întâmplă, să dai un telefon, să-i anunți pe alții. Deci dacă legile omenesc pedepsesc nepăsarea asta vis-a-vis de oamenii care pot să moară, se zbat între viață și moarte. Oare legile cerești ce vor zice când noi trecem ca preotul, ca levitul, îl vedem pe ăla căzut între tâlhari, îl și judecăm, așa-i trebuie, așa-i trebuie. N-a știut că sunt riscuri, că stă-l harbești și ne vedem de drumul nostru? Sau ne oprim ca samariteanul milostiv? Ce, bă, eu nu mă pricep la medicină, dar ce am aici? Am un pic de vin, e bun, dezinfectant. Am și un de lemn, asta e alină durerile. Dar cum să-l transport? Îl pun pe animalul meu de povară și îl pune acolo. Zice, ce să mai fac? Am niște bani. Îi dau hangiului, te rog frumos, ocupă-te, mi-e milă de omul ăsta. Și acum îți dau atât, dar să știi că mai trec pe aici. Îți dau și diferența, îți dau restul. Și Domnul zice, du-te și fă și tu la fel, de grabă, Doamne ajută-ne la aceasta.
urgențe pe traiectoria vieții. Mă grăbesc, mă grăbesc, spunea psalmistul. La ce? Mă grăbesc la odihna lui Hristos. Vreau odihna lui într-o lume tulburată. Mă grăbesc la împăcare cu semenii, oricine ar fi semenii cu care poate că am intrat într-un litigiu, într-un conflict. Mă grăbesc înspre salvarea și ajutorarea altora. Nu poți tu să-i salvezi pe toți, nu-i poți ajuta pe toți, câți săraci, câți oameni căjiți sunt. Suntem limitați, nu poți să-i ajuți pe toți. Dar cei care sunt cumva în direcția ta, cei despre care auzi, asupra cărora poți interveni într-o măsură mai mare sau mai mică, în direcția aia trebuie să ne grăbim. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni care să nu rămânem doar la simpla cugetare, la nivel de gândire, ci asemenea psalmistului să spunem: Doamne, eu merg pe calea ta, dar nu oricum, mă grăbesc pe calea ta să fac voia ta. Amin.